Thank you.
Thank you.
și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre izbăvire. Cel mă jumesc. Din Epistola Doamne Părintele Sfântului Apostol Pavel citire. Cetatea Damascului ca să mă prindă și printr-o fereastră am fost lăsat în jos peste zid într-un coș și am scăpat din mâinile lui. Dacă trebuie să mă laud, nu este de folos, dar voi veni totuși la vedenii și la descoperiri de la Domnul. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani, fie în trup, nu știu, fie în afară de trup, nu știu. Dumnezeu știe, a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Și îl știm pe un astfel de om, fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus pe care nu se cuvine omului să le trăiască. Pentru unul ca acesta mă voi lăuda, iar pentru mine însumi nu mă voi lăuda, decât numai în slăbiciunile mele. Deci chiar dacă aș vrea să mă dau, nu voi fi fără minte, căci voi spune adevărul, dar mă vreți de aceasta ca să nu mă socotească nimeni mai presus decât ceea ce vede sau aude de la mine. Și pentru ca să nu mă supresc cu măreția descoperirilor, dacă-mi să mină în minte, în duc, un cuvânt al Satanului să mă bată peste obraz ca să nu mă mai supresc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să mă depărteze de la mine și mi-a zis, îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea să te săvârșește în slăbiciune. Deci, foarte bucuros mă voi lăuda.